prima fază a meciului. Felicitări, cum a fost meciul? Bună seara, mulțumesc. A fost un meci greu, având în vedere că jucăm contra FCSB-ului. Un meci greu întotdeauna și sunt bucuros că am reușit să marchez, să-mi ajut echipa. Sunt bucuros că am revenit în Liga 1 cu gol. Și asta mă motivează să o țin tot așa. Nu îți prește FCSB-ul din 6 goluri în care vreo 2 sunt cu ei. Da, este adevărat. La debutul meu în Liga 1 am marcat pe contra lor. În această seară la fel și sper să o țin tot așa. Mă bucur pentru o echipă care am câștigat și sper să avem cât mai multe victorii de acum încolo. Arată FCSB cu o echipă cu pretenții? FCSB este o echipă mare, părerea mea cea mai mare echipă din România, cu un buget foarte mare. Patronul este unul foarte important și, după părerea mea, eu cred că va avea șanse la titlu anul acesta. Este încă primatur să vorbim de FCSB acum. Cel mai important gol al tău din ultimii ani? Cu siguranță, da, este Liga 1, sunt bucuros, am marcat contra lor, este o motivație în plus pentru mine că marchez contra Stelei, pentru că știți foarte bine, tatăl meu a jucat foarte mult la Rapid și sunt bucuros. Se simte ca un gol împotriva Stelei? Da, de ce nu? Este... La cum arată acum? Nu e problema mea să vorbesc despre Steaua, este o echipă foarte, foarte bună, cu jucători de valoare și eu cred că o să-și revină. A fost singura ocazie de a marca după golul din primul minut, ai avut și o bară transversală de Pizado. Este adevărat, dar din păcate n-a fost să fie și am marcat Ricardo, sunt bucuros pentru el, pentru toți băieții că am câștigat, a fost o victorie muncită și sper să o ținem tot așa în continuare. Pe ce te-ai ajutat cu mulți copii astăzi, cunoșteați pe toți? Sincer nu știam mulți dintre ei, probabil au fost la debut. Dar eu zic că sunt jucători de valoare și o să fac o figură frumoasă campionatul ăsta. Ai arătat astăzi că n-ai uitat fotbal, deși ai avut multe în fotbal nu se uită niciodată. Sunt perioade în viața unui fotbalist, sunt bucuros că am reușit să revin cu gol, sunt bucuros că mi-am ajutat echipa și sper să o țin tot așa. Vă așteptați perioadele tale cam dese? Da, acum... De ce? Acum sper să fie totul bine, să... După părerea mea m-am maturizat și nu o să mai fac greșelile pe care le-am făcut în trecut și sper să fie totul bine. Vă-i frică că o să rămâneți fără antrenor Cristiano Bergodi de la FCSB? Cum, Cristiano Bergodi? E dorit la FCSB. Nu este problema mea, eu sper ca mister să rămână alături de noi pentru că este unul dintre cei mai buni antrenori din România și sper să continue alături de noi. Este înainte de toate și o putere de moral pentru voi în perspectiva următoarelor partide? Cu siguranță. Aveam nevoie de o victorie, aveam nevoie să ne dăm drumul la joc, pentru că, după cum ați văzut, am făcut un meci foarte bun cu Iașiul, însă n-am reușit să câștigăm. Acum am făcut-o și sper să câștigăm și de acum înainte. Mulțumesc! Da, a fost un debut bun, am pierdut și acest lucru îmi face să fie rău. Cunoșteai pe colegii din defensivă și ceilalți, au fost mulți copii astăzi. Da, într-adevăr. Au fost 4 debutanți în Liga 1, 5 cu mine la echipă la meci. Am făcut un singur antrenament cu colegii. Acest lucru s-a văzut la relație de joc, dar asta nu este o scuză. Cât de greu e, Andrei, când joci în acea echipă cu mulți juniori în Liga 1? Meci din Liga 1? Toată lumea a fost junior și eu și ceilalți colegi. Trebuie să prindă încredere și cu siguranță vor ajunge fotbaliști buni. Crezi că mai degrabă stafful s-ar gândi la meciul din Europa decât la meciul din această seară? Păi bănuiesc că da, nu din moment ce am manejat pe ceilalți colegi, cu siguranță s-ar gândi la meciul de joi, care e foarte important. Cu siguranță va fi mult mai ușor să joci în echipă cu jucători mai experimentați, nu știu, Planici, Soiledi, Screțu, decât în astfel de situații. Normal, tot timpul e bine să joci cu jucătorii mai experimentați și acest lucru te ajută și pe tine ca... cum a fost o debutant astăzi. A fost greu să auziți fluierături cam pe tot parcursul meciului din partea piteștenilor? Da, normal. Cui place să fie fluierat și înjurat. Am pierdut meciul, ne merităm și mergem mai departe. După 0-0 trebuie schimbate multe lucruri, nu în perspectiva returului cu Mladen Boleslav. Da, meciul trecut l-am văzut la televizor, au avut băieți ocazii, chiar mare la a doua repriză și cu siguranță ne vom califica joi. E disperat că Mladen a bătut-o pe Sparta în seara asta 4-3? Nu e disperat. Un meci nu seamănă cu altul și-i prea bine. Mulțumesc.